Mă numesc Tudor Andrei, sunt violonist, am 36 de ani și profesor în Viena, Austria. Am hotărât să fac o serie de episoade despre învățatul la vioară. Voi răspunde la niște întrebări, întrebări puse de multă vreme de diferiți oameni, întrebări care mi s-au pus. Și doresc să împărtășesc și cu dumneavoastră, românii, în special din toată lumea, anumite sfaturi. Astăzi voi discuta despre cum să-ți alegi un profesor de vioară pentru copilul tău sau pentru tine, dacă ești adult și vrei să înveți acest instrument vioară. Cum să-ți alegi un profesor? În primul rând, să fie violonist. Să aibă o carieră pe scenă. Sau să fie avut o carieră pe scenă. În caz că este mai în vârstă. Să fie un profesor cu experiență și care a predat mult în trecut și care a avut elevi buni. Să fie un profesor cu un CV frumos, bogat. Să fie un profesor care a absolvit o facultate de muzică, și anume conservatorul, de preferat în vestul Europei. Cu cât facultatea are un renume mai bun, cu atât și el probabil este mai bun. Veți pune întrebarea bine, dar dacă vreau ca al meu copil să facă doar de hobby, mai contează așa mult? Bineînțeles, contează. Chiar și ca hobby, un profesor bun poate să-l ajute mai mult și într-un timp mai scurt pe copil sau pe adult decât un profesor mai puțin experimentat. Apoi, prețul. Bineînțeles că un profesor mai bun are și un preț mai mare. Nu știu să vă dau exemple 100% concrete. Însă consider că în vestul Europei un profesor bun începe la prețul de 40 de euro pentru o oră, iar profesorii formidabili ajung și până la 300 de euro pentru o oră. Totul se justifică, este munca lor, emoțiile lor, stresul. Știți ce? Tot ce au acumulat ei de mici copii, pentru că vioara, să o faci la un nivel înalt, trebuie să o începi la vârsta de 6-7 ani, 8-9. Și sunt foarte multe sacrificii. Cu cât profesorul este mai bun și prețul, bineînțeles, este mai mare, cu atât copilul învață într-un timp mult mai scurt. Practic, salvați timp. Plătiți mai mult, dar salvați timp. Să vă feriți de profesorii șmecheri. Sunt foarte mulți, probabil majoritatea, și cum fac ei? Care e genul lor? Sunt profesorii care se distrează cu elevii. Râd mai mult decât trebuie, pierd vremea mai mult decât trebuie, se joacă, mănâncă prăjituri, se prostesc, sunt clovnii lor, le permit orice, doar ca să fie copilul, așa zis, fericit, să râdă, să se distreze și să spună părinților: vai, mami, tati, vreau să mă întorc la profesorul ăla la lecție, că ne-am distrat tare bine. Eu știu cum discută acești profesori, am și eu tot felul de cunoștințe fiind în acest mediu. Pe de altă parte, ei nici nu prea se complică, pentru că e greu să-ți dai silința și să înveți elevul. Acești profesori
pur și simplu pun instrumentul greșit în mâinile copiilor. Nu interesează să aibă răbdare. Repet, e foarte greu să ai răbdare. E foarte greu să faci lucrurile bine de la început. Și știu că atâta vreme cât părintele este mulțumit, treaba merge. Și cum mai fac ei treaba asta? Învață repede o melodie, două, cu mâinile greșite pe instrument. Copilului vine foarte greu și atunci părintele e mulțumit și crede că asta e calea. Asta este doar de fațadă, pentru că acel copil mai mult de câteva melodii de început nu va putea cânta. Mâinile fiind greșit puse și totul fiind greșit și făcut pe repede înainte, acel copil nu va putea să progreseze și probabil în majoritatea cazurilor va renunța. Din propria experiență, mi-au mai venit elevi destul de mulți de la școlile de muzică și mi-au venit cu multe greșeli. Majoritatea care mi-au venit au zis: te rog, ajută-mă, uite, am intrat într-un impas, am făcut vioară de vreo 3, 4, 5 ani și nu pot să cânt mai mult decât atât. Și atunci îmi cântă și îmi dau seama că totul e greșit. Am avut sute de elevi până acum pe mână, doar cred că doi mi-au venit bine de la o școală de muzică. Am să vă explic de ce se întâmplă la acest lucru. Însă, când îți vine un copil greșit, e mult mai greu să dărâmi tot ce a fost construit, tot ce a fost învățat greșit și să clădești din nou. Va fi o foarte mare presiune pe bietul copil și până la urmă probabil se va lăsa. Nu va mai vrea să facă vioară. De ce se întâmplă asta? Pentru că în anii noștri, în acest prezent, marea majoritate a școlilor de muzică sunt practic separate. Nu există și cultură generală și școală de muzică în aceeași instituție, cu unele excepții, bineînțeles. Dar școala de muzică este ceva un pic superficial. Și acolo sunt în general profesori destul de slabi, profesori care nu se ocupă, profesori fără experiență, exact ce vă povesteam înainte, și profesori de ce acest lucru? Pentru că sunt plătiți prost, din păcate. În acești ani, la școlile de muzică, profesorii de muzică sunt plătiți prost. Din acest motiv, profesorii buni preferă să facă în privat sau să predea la facultăți de muzică sau cine știe cum, sau să nu predea, să cânte sau să cânte în orchestră. Și atunci aceste școli de muzică au parte de niște profesori mai puțin pregătiți, profesori care s-au bazat mai mult pe pedagogie în facultate și nu pe carieră solistică, în a cânta. Aceste școli de muzică mai nou, sau cel puțin de câțiva ani, cer această diplomă în pedagogie. Facultățile de muzică sunt împărțite hai să spunem, în două. Cei care și-au diploma solistică pentru cei care cântă pe scenă și cei care și-au diploma de pedagogie, unde cea mai mare majoritate a profesorilor, a studenților care merg spre modulul de pedagogie, sunt cei care nu prea au cântat pe scenă. Știți? Cei care au avut trac, n-au fost în stare și aleg o parte mai ușoară, și anume pedagogie. E, din acest motiv, în zilele noastre, școlile de muzică, în cea mai mare parte, sunt precare. Și chiar vorbeam cu mulți colegi de-ai mei care predau și ei și au rezultate, că e greu. Când îți dai copilul la o școală de muzică, este destul de riscant. Acum, eu dacă aș avea un copil, propriul meu copil, și aș vrea să-l învăț la vioară, în primul rând n-aș vrea să facă cu mine de la început, că tatălui vreau să aibă altă experiență, dar l-aș da la un profesor scump. Un profesor care, nu știu cât să zic, prețurile încep undeva între 70 și 100 de euro. Acolo l-aș da pe al meu copil. De ce? Pentru că
într-un timp scurt va învăța, de exemplu, într-un an de zile, cu un profesor bun, va învăța cât nu va învăța cu un profesor slab în 5 ani de zile. Chiar riscă cu un profesor slab să învețe greșit. La fel ce vă povesteam și înainte. Practic, salvezi și timp și bani. Un profesor de care cere 30 de euro, da, înmulțit cu 5 ani de zile, o să vă dați seama că e mai scump decât un profesor scump. Mai scump, da? Între 70 și 100 de euro, care face lucruri bune doar într-un an de zile. Deci se salvează și timp și bani. De asemenea, e de preferat profesorul să nu vă vină acasă. Să merge dumneavoastră la el acasă. De ce? În primul rând, n-are timp. Un profesor bun este un profesor solicitat. Și un profesor solicitat nu se deplasează. Și acum fie vorba între noi de când e lumea, elevul merge la profesor acasă. Doi la mână. Când profesorul intră pe teritoriul elevului, la el acasă, în dormitor sau unde se face lecția, jumătate din eficacitatea lecției s-a dus. De ce? Pentru că copilul se simte în mediul lui. Nu-i rău, dar sunt dezavantaje. Patul este desfăcut, jucăriile sunt peste tot în jur. Mama face gogoși în cealaltă cameră. Televizorul e deschis. Are pretenții de la profesor. Îl sfidează. Profesorul trebuie să o facă pe clown. Tot felul de lucru, știți, ca să fie elevul mulțumit. Nu e indicat. Ca să ai o lecție de succes, e bine să știi că te îmbraci, îți iei vioara, te pregătești, ieși pe ușă și drumul tău te duce către locația profesorului. Când ajungi la locație, acolo nu faci decât vioară. Totul se învârte în jurul lecției și a viorii. Când ai ieșit de acolo, poți să faci orice altceva. De asemenea, profesorul trebuie să scoată elevul să cânte, să facă concerte cu ei, să-i scoată cât mai des. Majoritatea profesorilor nu fac asta, că e complicat, e un stres în plus și multe alte lucruri. Majoritatea elevilor vin între patru pereți la lecție, după aia pa și la revedere. De ce vii la lecție? Care e produsul final? Scena. Acolo vei înțelege unde duc toate aceste lecții. Apoi, studiul acasă al elevului va fi altfel. Va înțelege de ce trebuie și cum trebuie să studieze acasă. Pentru că produsul final va fi scenă. De asemenea, profesorul trebuie să știe și mai ales să o facă să își promoveze elevii. Majoritatea nu o fac. E greu. Dar profesorul trebuie să o facă, mai ales pe cei care merită, dar și pe ceilalți. În concluzie, profesorul bun, care are și un preț mai ridicat, vă salvează timp. Vă salvează bani, elevul ajunge mult mai repede la un nivel înalt, elevul este conștient de tot ceea ce a făcut, nimic nu este la plesneală sau după ureche, cum s-ar zice, atunci când un profesor bun este implicat. Tot ce face are sens și elevul înțelege. Cam asta am vrut să vă spun astăzi. Sper că v-a fost de folos și mult succes în continuare în alegerea profesorului ideal și în a cânta frumos cu sufletul pe scenă și nu numai.